moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Urmărim împreună cele două componențe, Petrocub, cu mai multe surprize pregătite de Lilian Popescu pentru acest meci de cupă în primul 11. Jucătorul de culoare, Arcadie Rusu, urmează o centrare, lovitură de cap și este 1-0. Arcadie Rusu centrează. Chircea Oglu prinde, nu scapă mingea în cele din urmă, este pericol la poarta celor de la Sokol. Inițial credeam că nu va avea probleme, mingea rămâne în careu și este 2-0. Extraordinar, 2-0. Tremdajil, însă jocul continuu, a fost lovit în față. O nouă angajare, lovitură de cap, 3-0. A fost o lovitură de cap a lui... A lui Shumkin însă, nu, se preferă un șut care se duce direct în poartă. Un șut violent și se face 4-0. Tremdajil, atac al celor de la Petrocub, Slivka, este la marginea careului, în fața porții Pempeme și face mingea. Gol, 5-0. De data aceasta reușita este una cât se poate de regulamentară. Respinge unul dintre apărătorii oaspeților aici, din nou probleme, Pempeme, gol pentru jucătorul african, primul său gol marcat în tricoul lui Petrocub. Shumkin a încercat în fața porții, din nou o centrare, Pempeme încearcă să câștige duelul aerian, iată gol, 7-0. Această repriză de a mai puncta o dată. Destul de nesigur și portarul Chircea Oglu. O nouă centrare, gol, 8-0. 8-0. Shumkin centrează la bara a doua. Slivka, nu, acum este gol, 9-0. Gol marcat de Ivan Urvanțev. Shumkin, îi lasă mingea lui Arcadie Rusu, gol marcat de acesta, 10-0. Jucătorii liberi, acum Ursu, Ion Ursu, Ion Ursu își face mingea prea lungă, Ursu, gol, 11-0, dublă și pentru Ivan Urvanțev, Pempeme, acum Ursu, Pempeme, gol, 12-0. Shumkin bate el cornerul, Pempeme, gol marcat de Pempeme, hat-trick și pentru nigerian, 13-0. Cu acest gol, Petrocub egalează recordul de anul trecut stabilit de Șerif în optimile de finală, 13-0 contra celor de la Codru Lozova. Din nou încearcă pentru Pempeme, nu, Onana, îmi cer scuze, Onana, primul său gol marcat de Onana în tricoul celor de la Petrocub. Urvanțev. 15-0, ați observat, portarul nici nu s-a întins măcar după minge. Angajare pentru Shumkin, nu este offside, Shumkin la marginea careului, preferă o pasă, resping, a doua însă este gol, 16-0. Stârnește amuzamente, Svinarenko, nu este offside la Shumkin și gol, al patrulea gol marcat de Shumkin în această confruntare. Au marcat, de câte ori au avut ocazia, Arcadie Rusu. Nu este offside, intră în careu. Și iată gol marcat de Ion Ursu. Ajunge și el la 4 goluri în această confruntare, 18-0.
moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны.